ziua, doamna Svetlana, venim cu o surpriză pentru dumneavoastră. Dacă îmi permiteți să începem cu un buchet de la Lele pentru dumneavoastră. Aveți o substanță care o amestecați cu jumătate de litru de apă. Din partea companiei noastre, doamna Svetlana, aveți un certificat cadou îmbrăvită, pentru careva detalii sunt aici jos. Bănuiesc din partea cu ar putea veni surpriza dată. Dacă sincer, nu știu, putea surpriză în ultimul timp, nu mai știu din partea cu ei. Atașat la surpriză avem un mic bilețel, dacă îmi permiteți să-l dau citire. Nimeni în afară ta nu te cunoaște mai bine, nimeni nu are de unde să știe ce te doare și ce nu te doare. Poate dacă ai noroc să te întuiască, dar atât. Și totuși poate să știe dacă acolo unde el calcă e cărare de munte printre strânci, printre flori sau printre lacrimi. Ce ai făcut tu pentru Moldova se va face istorie și noi vom povesti copiilor noștri. Ce îți fac ție acum pe noi ne doare și ne înrăiește. Universul nu merită oamenii ca tine. Lumea se duce de râpă și noi contribuim la asta. Svetlana, tu faci cât nu fac 1000 de oameni. Tu ești dovadă că în lume a rămas un pic de bunătate. Dumnezeu le vede pe toate, viața e un bumerang. Orice decizie nu ai lua, să știi că tu deja ești eroul nostru și noi te vom susține mereu. Cu respect și recunoștință, moldovenii din Irlanda. Doamna Svetlana, poftim și mesajul. Poftim mesaj de felicitare și le puteți lăsa o mulțumire. Atât de mult, chiar nu am cuvinte, asta e un lucru care mi s-a întâmplat cel mai frumos în ultima săptămână. Dragi moldoveni din Irlanda, eu nu știu, acum a fost inițiativă, dar nu mă mulțumesc din suflet, știu cum eu ați fost primii care ați sărit. Nu pot vorbesc în inimă. Eu vă mulțumesc din suflet pentru tot. Eu mă bucur că mai sunt oameni care cred în noi. Și îmi pare rău dacă eu să vă demonstrez și adevărul să iasă la iveal. Eu vă mulțumesc pentru toți, în surpriza asta frumoasă, cel mai frumos flori care am primit vreodată. Livrareflori.md. Gestul contează.